panic în ora sublinierea lui Klaus Iohannis, măsuri fără precedent după tentativa de furt a unui avion, s-a întâmplat în ziua unor zboruri NATO? Prefectul de Sibiu, Adela Muntean, a cerut, miercuri, măsuri sporite de securitate la aeroportul Sibiu, după ce două persoane au sărit gardul sublinierei au încercat să fure o masă sublinierei. Planul era însă unul sublinierei mai nebunesc. Bărbatul voia să fure, de fapt, un avion, cu care se fug în Germania, conform turnul sfatului ro. Muntean a amintit de summitul Consiliului European de la Sibiu din 2019, când zeci de delegații setereine vor fi în ora subliniere, iar securitatea este extrem de important. Un bărbat sublinierei un minor de 12 ani au sărit gardul aeroportului internațional din Sibiu, în 22 martie, profitând de faptul ce nu mergeau senzorii de alertare sublinierei au pornit o masă sublinierei inutilitar aflat pe pist, cu scopul de a fura, în timp ce o aeronav se afla pe pist pentru alimentare sublinierei chiar în ziua în care de pe acest aeroport s-au efectuat zboruri militare cu oficiali NATO, ceea ce este considerat un incident foarte grav de securitate, a precizat, pentru Ager Press, o sursă oficială. Prefectul de Sibiu, Adela Muntean, a cerut, miercuri, în cadrul subliniere din cei colegiului prefectural, măsuri sporite de securitate la aeroportul Sibiu. La subliniere din ca participat sublinierei vicepresubliniere din Teleconsiliului Județean Sibiu, Marcel Luca, iar prefectul i s-a adresat lui. Având în vedere ce aeroportul este în subordinea CJ Sibiu. Rugmintea mea este să transmiteți mai departe sublinierei Consiliului Județean să avem un pic grijă pe partea de securitate în ceea ce privește sublinierea aeroportul Sibiu. Mă refer cu precădere la partea de logistic specific siguranței în contextul în care vine summitul. Mă refer la incidentul cu cei care au sărit gardul sublinierei au luat masă sublinierei na. Vă rog frumos, în condițiile în care vor fi delegații sublinierei subliniere timp bine ce va fi, nu este suficient ca structurile maiului să fie mâini sublinierei picioare, în sublinierei vor face treaba, dar încercați să redirecționați la nivel de management sau la nivel de alocare a sumelor de bani sublinierei dotarea specifică a gardurilor, a camerelor de luat vederi ca să nu se mai întâmple, a spus Adela Muntean. Reprezentanții aeroportului Sibiu au precizat ce incidentul a avut loc în luna martie, iar cele două persoane au fost sesizate de echipele aeroportului. Două persoane, un adult sublinierei un minor, au escaladat gardul de protecție al aeroportului, în apropierea remizei de pompieri, pătrunzând neautorizat în perimetrul aeroportului. Cele două persoane au încercat să sustragă un autovehicul, proprietatea aeroportului, însă au fost surprins sublinierei de către personalul aeroportuar care a gestionat situația conform procedurilor. Precizme faptul ce persoanele nu au ajuns în proximitatea aeronavelor, a declarat Alexandra Pecurar, purtător de cuvânt al aeroportului internațional Sibiu.
Cei doi au fost predați poliției transporturi pentru cercetări. Incidentul a fost raportat sublinierei autoriții aeronautice civile române, autoritate care are în competent securitatea aviației civile. Municipiul Sibiu Vagezdui în 2019 Consiliul European informa summitul subliniere efilor de stat sau de guvern. Potrivit datelor oficiale, la summit sunt subliniere teptaci 27 de lideri europeni sublinierei 36 de delegații oficiale. Se va vorbi în 24 de limbi, vor fi 400 de invitați de rang înalt sublinierei 800 de jurnal sublinierei. 13 septembrie 2017, presubliniere din Telecomisiei Europene, C. Jean-Claude Juncker, a anuncat ce subliniere fi de stat sublinierei de guverne ai statelor membre UE se vor întâlni la Sibiu după ce Marea Britanie perese subliniere pe blocul european, pentru a trasa calea Uniunii cu 27 de state membre. Propunerea a fost făcută de CETRE subliniere Fulce în discursul său despre starea Uniunii, conform news.ro.